acceptă timpul lui Dumnezeu. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului, văzând războiul, și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Exod 13, de la 17 la 18. Dumnezeu ne dă aspirații și visuri pentru ca anumite lucruri să se întâmple în viața noastră, însă nu întotdeauna ne permite să vedem momentul exact în care acestea se vor împlini conform planului său. Cu toate că este frustrant, chiar faptul de a nu a ști cu exactitate detaliile ne ține conectați la planul său. Când acceptăm timpul hotărât de Dumnezeu, putem învăța să trăim cu speranță și bucurie în vreme ce Dumnezeu lucrează în dreptul problemelor noastre. Exod 13, de la 17 la 18, ne spune că Dumnezeu i-a condus pe evrei spre țara promisă pe drumul mai lung și mai greu, deoarece el știa că evreii nu erau gata să intre în ea. A fost nevoie de timp pentru pregătirea lor și a fost necesar să treacă prin niște situații foarte dificile. De-a lungul procesului, Dumnezeu nu a încetat niciodată să le poarte de grijă și să le arate ceea ce așteaptă de la ei. Același lucru se aplică în viața noastră. Perioada de pregătire, pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi, ne solicită să facem ce ne spune El și când ne spune El, fără a mai pune întrebări sau a încerca să deslușim noi totul. Indiferent cât de mult timp durează, putem fi încredințați că lucrurile vor decurge mult mai bine când acceptăm timpul hotărât de Dumnezeu. Rugăciune. Doamne, deși de multe ori nu înțeleg, sunt gata să accept timpul Tău, pentru că întotdeauna calea Ta este perfectă. De aceea, aleg să mă încred pe deplin în Tine.